facă biserica din casa și din inima lor decât să slujești în altar. Acum vorbeam de Dumnezeu. Care este raportul dintre maestru spiritual și divinitate? Deci, ideea este, părerea mea, că un maestru spiritual este cel care împlinește 100% voia divinității. Oricare ar fi ea. Noi cred că avem o problemă relativ la divinitate. Și anume, nu înțelegem în totalitate divinitatea. Și asta pentru că avem niște limite ale noastre. Știți, Hristos l-a manifestat pe Dumnezeu 100% și în momentul în care a vindecat, și în momentul în care a biciuit, și în momentul în care a blestemat smochinul. Deci sunt cele două extreme ale divinității. Noi avem impresia că Dumnezeu trebuie să fie într-un anume fel, cum îl concepem noi. Dumnezeu este cum este El, nu cum îl concepem noi. Și atunci cred că avem foarte mult de înțeles, foarte mult de mers până să înțelegem cum este cu adevărat divinitatea. În ceea ce privește raportul unui maestru spiritual cu Dumnezeu, cred că un maestru spiritual exprimă voința divină și pregătește oamenii pentru relația lor cu Dumnezeu. Și cred că asta îl face până la urmă un maestru spiritual în măsura în care la rândul lui a crescut oameni care au la rândul lor legătură cu Dumnezeu. O să rog frumos pe telespectatori să nu mai îmi trimită mesaje pe telefonul meu personal. Așteptăm imediat, o să iau telefoane. Puțină răbdare, vă rog, că deja într-un minut am primit 3 mesaje. Știi, mă gândeam că există și o anumită rivalitate, dacă pot să o numesc așa, între maestrii spirituali. Din păcate. Crezi că e benefică această rivalitate? Da. Da. Stimulează pe unul în detrimentul celuilalt? Haideți să vă spun ceva. La o vedeam, aveam un prieten. Acum nu vreau să fiu rău. Nu. Aveam un prieten și eu am învățat foarte multe de la el, un radiestezist. Și vorbeam de spații. Făceam spații energetice. Și eu făceam 1, el făcea 10. Eu făceam 2, el făcea 20. Și la un moment dat, Doamne, ce e asta? Și mi-a zis, lasă. Concurența este bună. Ceea ce te face să evoluezi este tocmai această concurență care este îngăduită de Dumnezeu. Din păcate, concurența asta ajunge la lucruri mult mai urâte. La denigrări personale, la judecăți, da, la articole care, chiar în presă. Articole care nu face bine. Vreau să vă spun ceva. Că se vorbește despre mine, pe mine mă lasă rece. Da? Că despre viața mea particulară, nu mă interesează. Asta e problema mea. Nu. Da, în momentul în care pui o egalitate între viața mea personală și calitatea mea de terapeut sau de mentor, aici mă supăr. De ce? Dom'le, dacă eu sunt, să zicem, sunt psihiatru și am pacienții mei, nu te întreabă nimeni ce fac în timpul liber. Da. Poate îmi plac bărbații. Da. Bărbații, nu-mi plac femeie. Stai, bă, domnule, nu, sunt straight. Da. Nu, da, e clar. Da, poate, ei, aia e problema mea, da? Cred că fiecare om are dreptul la manifestarea propriei lui nebunii, treaba lui ce face. Dar hai să te mai întreb ceva. Dacă eu sunt maestru spiritual, tu ești maestru spiritual și eu oarecum te denigrez pe tine, nu-mi scad mie anumite ba atribute, da, și asta anumite este, drepturi? Asta nu înțeleg ei. Nu mă distrug eu ba pe da, mine cu bună te discreditezi știință? Tu pe tine. Tu pe tine te discreditezi. Eu am fost întrebat la un moment dat, apăruse pe un site, nu știu ce, despre mine și despre un alt maestru de-al meu care a publicat și el. Și se vorbea despre noi, că nu știu ce am făcut, că suntem. Da. Și respectiv se supărase, un maestru de-al meu se supărase foarte tare. Și mi-a zis, nu iau atitudine. Și am zis, nu. Câinii, la trebuie, la trebuie. Exact. Și am zis, dacă mă supăr, înseamnă că undeva este o doză de adevăr. Pe mine nu mă interesează. De ce? Eu știu foarte clar că am dreptul ăsta divin, am atâția oameni pe care trebuie să-i pregătesc, ăștia trebuie să-i pregătești, ăstea nu. La revedere! Eu fac treaba mea. Treaba mea. Deci ceea ce am eu de făcut, nu poate să-mi ia nimeni. De ce? Pentru că este a mea. Și pentru că Dumnezeu mi-a dat o mie. Vorbeai de oameni. Crezi că e benefic această legătură directă între om și maestru spiritual? Adică acum o să poate fac nivelul la care este. Nu știu, hai să spun, să fac o asemănare, dar nu vreau să sune a piața, a circ. Tu ești maestru meu spiritual, eu te sun. Dragoș, mă duc la piață, ce ar trebui să mănânc? Spune-mi și mie, ce crezi că ar trebui să fac asta? Din păcate, din păcate.
Adică să fiu legat printr-un cordon umbilical de tine. Există cazuri. De asta să știți că nu întotdeauna intervine din cauza maestrului spiritual. Sunt oameni care dezvoltă dependențe. Dependența asta a fost fie de părinți, fie de un mentor, fie de un profesor. Deci așa sunt ei făcuți și transferă o dependență de vis-a-vis de părinți pe altcineva. Aici intervii tu ca maestru. Da? Pentru că pe tine te pot strica oamenii. Da? Dacă îți ridică prea multe osanale și le primești, o iei rara. Ajungi să crezi că da. Crezi. Da? Și vorba ajung fetele să-ți aducă, da? Da, ofrande. Ofrande. Cam așa e și aici în televiziune, știi, momentul în care încep să spui, eu sunt o mare personalitate, știi, la început îmi place. Acum tot raportez la mine. La place, știi? Vai, mă recunoaște lumea, vai. Acum crede mă duc și se întâmplă să mai mănânc în oraș și când să te uită la mine în gură, zic, Doamne, dar fă-mă mic. Asta face parte din, știi, când eram studenți la medicină, ne plăcea să ieșim îmbrăcați în halat și cu stetoscopul după gât pe stradă, știți, ne vadă lumea că suntem studenți la medicină. Deci toată lumea are păsărelele astea, dar la un moment dat îți trece. Există un moment în care îți dorești să fii foarte cunoscut, e vorba de recunoaștere, nevoia de recunoaștere pe care o are toată lumea. Și după aceea există un moment în care dorești să nu te cunoască să nimeni, să nu te mai treci așa nevăzut, să-ți faci treaba, să nu... Dar e firească. Da, trebuie am și lăsat barbă, să nu mai fiu recunoscut. Este firească. În ceea ce privește relația maestru-inițiat, aici intervine maestru. Sunt oameni pe care trebuie să-i ții mai aproape, pentru că au probleme, pentru că au nevoie de îndrumare, pentru că... Deci, știți că un maestru, până la urmă, este un fel de psihoterapeut, un fel de duhovnic pentru discipolii lui. Este adevărat că... De când am avut mai mulți inițiați, am cam refuzat să mai fiu și psihoterapeutul și duhovnicul lor, pentru că nu mai poți să le duci pe toate. Și atunci începi să împrăști. Tu faci psihoterapie, tu du-te la Taica Popa, du-te la așa, deci chiar nu poți să le faci pe toate. Dar în momentul în care știi că ai putea să faci mai mult, crezi că ai și anumite, cum să le spun eu, să nu le spun îndatoriri. Obligații. Răspunsul este da și nu. De ce? Pentru că... Nu vei fi tras la răspundere. De ce n-ai făcut asta atunci? Nu. Pentru că puteai să faci. Nu sunt Dumnezeu. Nu pot să fac tot. Nu pot să văd. Deci, să zicem, am 20-30, dacă nu mai mulți de oameni, care îmi vin la seminarii în București. Da? Păi eu nu știu ce fac ăia din clipa în care... Eu nu știu ce fac în timpul în care sunt în sală, că nu pot să-i supraveghez pe tot. Ce gândesc, exact. Ce mesaje îți dau, ce. Deci nu pot, că nu am. Deci sunt limitat la structura mea umană. Atâta duce hardul, softul ăsta. Deci nu merge mai mult. Și atunci, nu este treaba mea. Ceea ce se întâmplă după ce le spun eu ceea ce am de spus, este până la urmă apanajul divinității, nu al meu. Vorbeam mai devreme de cartea Combat Key. Am câteva notări aici făcute de prietena mea. Ce n-am înțeles este de ce ai ales tocmai această carte, care este cea mai grea dintre toate. Nu să spun secret, dar această carte a fost în mâna mea și data trecută. Am avut foarte multe cărți, le-am primit de la prietena noastră comună, Maria Blaga, care tot timpul are grijă să mă aprovizioneze cu cărți, cu idei, cu știi... Mă ajută mult, recunosc. Și am avut această carte în mână și n-am deschis-o. Și acum mi-a rămas cartea de săptămâna trecută, cartea a călătorit la Cluj, pentru că dintr-o neglijență a rămas în mașină, mașina mea a călătorit la Cluj, a ajuns cartea la Cluj, am rugat frumos, trimiteți-mi cartea, pentru că de-abia astăzi, trimiteți-mi-o cu cine apucați, a venit cartea alaltăia și de-alaltăia ne-am apucat să citesc. Și am lăsat la sfârșit această temă Combat Key, pentru că am găsit aici două lucruri pe care și Maria le-a însemnat și mie mi-au rămas în legătură cu banii. De fapt, tu vorbești acolo despre lupta cu îngerii și împotriva îngerilor, în fine, dar n-aș vrea să ajung la... O să spun imediat despre ce e vorba. N-aș vrea să ajung direct în problemă, ci o să te întreb ce e, de fapt, Combat Key. E o denumire. Eu sunt practicant de arte marțiale, întotdeauna am studiat arte marțiale și întotdeauna am făcut arte marțiale, mai mult sau mai puțin la nivel fizic. Și unul dintre lucrurile care, hai să zicem, se discuta între trenerii mei, senseii mei, era vorba de lupta la distanță. Deci de capacitatea de a dezarma un adversar înainte de a se apropia de tine și deci de capacitatea de a lupta de la distanță, adică să ajungi în situația de a nu mai lupta
în plan fizic, pentru că totul s-a încheiat în plan spiritual. Am vorbit cu un, în fine, am să-i dau numele, un, o cunoștință, să-i spunem, un profesor de-a meu, un om foarte deschis, omul la care mi-am dat și licența în urmă cu câțiva ani și vorbeam de hinduism, vorbeam de India, e din București, și vorbeam de hinduism la un moment dat și mi-a dat o carte, în care, o carte simplă, scrisă, nu mai rețin numele, un autor... Indian necunoscut? Un ilustru necunoscut. Și vorbea de Bruce Lee. Și spunea că, de fapt, ce s-a întâmplat cu Bruce Lee? El a primit o lovitură pe care, de fapt, n-a primit-o. Si. Fizic. A primit o lovitură care a dus la, la moartea lui, pentru că era un mare maestru, era inițiat, știa foarte multe lucruri și era un mare maestru la nivel fizic. Nu știu în ce măsură a fost începuse un mare... Începuse să le arate la televizor. Taine. Și atunci... S-au canalizat mai mulți maestri din Himalaya, pentru că în carte se vorbea despre niște maestri care stau ascunși în peșterile din Himalaya și care prin puterea minții pot să ajungă într-o fracțiune de secundă în orice parte a lumii. Și vorbeau despre o, hai să nu-i spunem o teorie a conspirației, dar vorbeau despre un atac conspirativ împotriva lui, pentru că da, deja destăinuia mai mult decât era cazul. Și eu cred că este adevărat. Am rămas șocat. Dar tocmai asta a demonstrat că, în realitate, nu ajunsese la un nivel unui mare maestru. Poate că din punct de vedere fizic, din punct de vedere tehnic, a fost foarte bun. Dar din punct de vedere al pregătirii psihice, nu. Da? Sincer, odată am studiat ce s-a întâmplat cu el. Dar și pot să vă spun că există atacuri psihice care... urmăresc puncte de acupunctură. Crezi că dacă era inițiat, putea rezista? Cred că dacă era... Eu cred că era inițiat, dar cred că nu ajunsese la acel nivel la care să se protejeze de atac, de anumite tipuri de atac. Bun, și acum să-mi fac mea culpa, să-mi fie rușine, te-am întrerupt atunci când îmi spuneai de fapt ce e combat key. Dacă ai putea să rezumi așa într-o frază... Deci, combat key a venit de la... Există, într-adevăr, stil de luptă combat key. Există chiar și în Aikido școala de chi. Totul pleacă de la chi, care înseamnă energie, și de la luptă, adică lupta energetică. Ideea este de cum se poate folosi energia în lupta energetică. Și se... Deci este... Hai să zicem așa, da, i-am dat-o de... Și 20, trebuie să ne grăbim, că i-am dat-o denumire așa, special ca să se înțeleagă. Și am vrut să fac cunoscut faptul că există foarte multe lucruri care se pot face. Aici sunt o minusculă parte din ele. Vorbim despre combat key. Crezi într-o teorie a conspirației? Nu cred, sunt convins. Adică, de ce să nu fiu convins? Evident, întotdeauna vor exista forțe care vor... Destăinuiem și mie. Deci, întotdeauna vor exista forțe care vor vrea să își aroge puterea mondială. Întotdeauna or să fie forțe care o să încerce să-și aroge puterea spirituală. Da? Toată. Și Hitler a căutat surița cu care a fost înjunghiat Hristos, și ăștia au căutat Giulgiu și mormintele sfinte, și toată lumea a crezut că... Arhivele Vaticanului, care dețin adevărul suprem. Suprem și... Bine păzit. Mofturi. Mofturi. Astea sunt mofturi. E... Știți, mai este, cum s-a numit cartea aia? Mă rog, când te plimbi prin toate mănăstirile și ajungi... Pelerin. Nu. E o carte, mă rog, în care adevărul suprem cu asta, Sfântul Graal și mai știu eu ce... Era cartea lui Dan Brown, Înger și Demon. Nu, și... Aia-l-altă. Codul lui Da Vinci. Codul lui Da Vinci, da. Deci alea sunt... Știi, la asta mă gândeam cum? Acum, dacă am ecraniza una din... Dacă tu ai scrie o carte acum și am ecranizat-o, cred că ne-am îmbogățit peste noapte, am nu avea... Cred. Nu cred. Știți de ce nu cred? Pentru că oamenilor le plac... legendele și mitologia. Nu le place adevărul. Înțelegeți? Deci, știți cum? Sunt cărți care sunt scrise special ca să te facă să cauți la morminte greșită. Să bați la ușă închis. Exact. Du-te. Unde e adevărata putere? Păi acolo. Și se ducă toată lumea, merge acolo. Unde e adevărata putere? Păi acolo. Păi se duce toată lumea acolo.
Dar în realitate, nimeni nu înțelege că nu trebuie să mă duc nicăieri ca să am acces la putere. Da, uite, că...